În perioada 4-11 august 2013, la București, cu participarea 32 de profesori, studenți și elevi etnici români din Ucraina, Republica Moldova și Serbia, s-a desfășurat ediția a treia a școlii de vară Noi Cetățeni Interactivi ai Europei, organizată de Grupul de Acțiune Comună Inițiativă pentru Cultura Europeană, format din Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, Asociația Convergenței Europene și Facultatea de Litere a Universității din București. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Institutul Eudoxiu Hurmuzache pentru Românii de Petutindeni și cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al României prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Petutindeni. În organizarea acestei acțiuni, printre parteneri se numără și Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuți, care a înfăptuit selecția participanților din regiunea Cernăuți. Programul școlii de vară a cuprins desfășurarea unor discuții interactive cu reprezentanții instituțiilor de stat și societății civile românești, precum și cursuri ce acoperă domenii precum cel didactic, lingvistic, istoric, publicistic și cultural. Școala de vară urmărește antrenarea românilor din Ucraina, Republica Moldova și Serbia în promovarea culturii românești și a valorilor europene, iar pentru o mai bună cunoaștere a României, invitații au vizitat muzee, obiective turistice și diverse instituții de cultură. Proiectul vizează de asemenea organizarea cu periodicitate a școlii de vară, permanentizarea contactelor cu invitații din cele trei țări vecine, urmărindu-se consolidarea, extinderea și diversificarea grupului țintă din cadrul oamenilor de cultură, cadrelor didactice, al elevilor și studenților români din afara granițelor țării. În același timp se mizează pe semnarea unor parteneriate în vederea realizării de schimburi de experiență între profesori români de la școli, licee și instituții de învățământ superior din țările participante. La deschiderea oficială a școlii de vară, care a avut loc la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, au participat ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni, Cristian David, și reprezentanții ai Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Am fost la deschiderea unei școli de vară, unde ne-am întâlnit cu profesori și elevi din comunitățile istorice și din Republica Moldova, unde încă o dată am apreciat prezența lor, interesul lor, faptul că împreună menținem vie flacăra românismului și astfel de școli de vară nu fac altceva decât să adauge de la un an la altul, de la un guvern la altul, o nouă etapă în relația pe care noi trebuie să o avem, o relație de suflet, de conștiință, față de frații noștri români. Avem multe teme în dezbatere, una dintre ele mi s-a părut extrem de interesantă și anume contribuția pe care poporul român o aduce în cultura europeană. Este o contribuție care nu poate fi deplină decât dacă ea însumează tot ceea ce au adus de-a lungul istoriei noastre comune toți românii care au locuit pe aceste meleaguri, în aceste ținuturi istorice, români care au contribuit de-a lungul istoriei la formarea culturii românești, cultură cu care noi astăzi venim în contribuția la cultura europeană. Repet, fără o aducere împreună a tuturor valorilor culturale ale României, contribuția noastră la patrimoniul cultural european și universal nu este completă.